multe țări au făcut campanii de a promova biblioteci publice și asta într-un fel este o campanie de a promova biblioteci publice. Diferența între noi și ei este că noi am vrut să vorbim despre două personaje. Un om obișnuit care merge la biblioteca și bibliotecarul care hrănește, are grijă de oamenii din comunitatea lor. Și cred că asta, acest abordare este unic. În toate țările sunt anumite lucruri care sunt minunate. După 3 ani jumate, ce minuni se întâmplă, ce povești. Și astea sunt numai 50 de povești din mii de povești care sunt, care există. De azi dimineața am aflat că cartea în formatul electronic a fost descărcat de 5500 de ori. Așteptam să văd praf, așteptam să văd sărăcie, așteptam să văd plictiseală și așteptam să văd o notă discordantă introdusă de apariția acestei noi unelte sau acestui nou sistem de unelte. Un bibliotecar e de multe ori ca un soi de pasnic la o poartă de trecere spre o altă lume. Oamenii ăștia, mulți dintre ei, fac o muncă apostolică în sensul aproape adevărat al termenului și fac programe de educație pe care nu le face școala și pe care nu le face familia. Și când spun programe de educație sună foarte metalic și ca la știri, dar nu e așa. Ce am găsit? Am găsit exact ceea ce până la urmă era firesc. Am găsit oameni care dinamitează prejudecățile. Ce mă bucur este că oamenii pe care i-am găsit acolo m-au ajutat să scriu poveștile astea și să facem în acea fel încât să nu se scufunde niște lumi. Pentru că altfel ăsta e pericolul. Dacă lăsăm lucrurile să treacă pe lângă noi, există lumi care se succed și care dispar. Și care nu lasă nicio urmă nici în noi, nici pe hârtie, nici în memoria individuală sau colectivă. Pentru asta zic eu că e foarte bine că am făcut programul ăsta împreună. O poveste bună trebuie spusă mai departe ca să trăiască. Poveștile care nu sunt spuse mor. Proiectul ăsta a redat viața bibliotecilor și le-a transformat în locuri foarte vii pentru comunitate. Acum acolo se întâmplă lucruri, știți? Adică se schimbă informații, vine lumea, se află, se vorbește, se citește. Asta e primul pas. Primul pas. Am intrat în proiectul ăsta cât să aibă și proiectul un contrapunct. Adică să aveți unul din cei mai iubiți scriitori contemporani, un blogger recunoscut, un editorialist de la Dilema în contrapartidă cu o blondă care vrea și ea să arate că știe să se uite în jur. Cartea arată atât de frumos încât cred că merită și un conținut bun. Mă așteptam să găsesc lucruri mari la oameni care aparent sunt mici, că întotdeauna în toți anii ăștia în care am știut să plec și să mă întorc de câte undeva, m-a pocnit câte o situație în care mi-am dat seama că n-am ce căuta cu prejudecățile la drum. Așa că am plecat să găsesc niște indivizi prăfuiți, cum spunea și Vlad, și cred că și Radu încerca să sugereze puțin mai devreme, și mi-am dat seama cât de prăfuită eu, de toate realitățile cu care eram încărcată de aici din capitală, întoarsă în spațiile astea mici. Cartea este dedicată victorilor pe care le obțin bibliotecarii în comunitățile lor. Nu neapărat bibliotecilor ca instituții sau bibliotecarilor așa ca oameni. Victorilor pe care le obțin și care sunt adesea absolut improbabile la prima vedere. Vedeți, astăzi și este în limba română, o să fie și în limba engleză și speranța noastră că o să fie trimis direct la Bill Gates ca el să citească în curând.